Viaggio. Da. Beh, sì, un po' in life. Adesso si è lo birri se vorresco. Di no. Di no? Yeah. Ok. Dice siamo dato un colo che ops. Shiku. Quale gole? No. Scherzo, just for schifo. Ok, 2 secondi. Vedi mouse? No. Ok, un po' in life. Credo che per le shop il gruppo nostro di Facebook. Quanti metti messo? 7 minuti. Già, 6, scusi. Non clanksonare. No, stop. Il spinto troll come tocco di ora trackare mi sento a letto la non c'è momento si non c'è se di mai tutta spero se riuscimi a fare ci va famoso in memoria lui TV Paispe il giocatore di gaming che ha più di viaggio in un tragico accidente a cum 2 zile. Ora che so che mi parli da questo va sparcato. Non ci sono più sicuro. Stai că trebuie să, să nu vezi că trebuie să cobori iară până la Cheops repede și o să trească să-mi dai iară să pot să vorbesc după aia când încă. Dar poți să-ți dai singur ca admin. Ah, ok. Dai click pe tine și dai... Ok. Cei care sunteți în apropiere, în Ploiești, vă rog să veniți la mormântarea lui dacă se poate. Și aveți timp, vă mulțumesc din suflet. Pitești, scuze, Pitești, îmi cer mii de scuze, am prea... prea... nu știu, prea... nu pot să cred că am pierdut și puțin în ceață. Cu gândul că am ajuns să fac chestia asta și nu m-am așteptat. Nu știam ceva
eu de tot zic. La ei, dar îi pitei din păcate, îmi cer mii de scuze. A bine, mă, că dați mult, mă, bravo. Mulțumesc pentru donație. Țin să vă informez că am luat o coroană în numele comunității pentru el și asta e tot ce am putut să fac, mulă tata. Și mâine voi pleca. Ok, băieții, scrieți careva pe chat că pornim încet de acum. De pe asta ușor, România, comunitatea România Transalj se plece ultima, dacă se poate, că sunt mai puțin. Se plece Polar, noi, Polar Trans și cealaltă comunitate. Mulțumim, Nisabel. Scrieți careva băieții care m-au auzit de la Dacia Trans, știe și colegii. Plecăm? Da, pornind de acum, noi plecăm, pleacă Polar Trans și cealaltă comunitate de dincolo și după aia Trans HD ultima. E ok? O să fac prin rotație. Da, nu știu cum, cred că da. Sau a doilea, scuze. Noi să facem prin... Deci plec eu primul, cine pleacă după mine, următorul nu contează. Când deci, vă rog eu pe stație, tăceți din gură acum, vă rog eu frumos, nu mai... N-am nevoie de stație, da. Țin să vă spun că stația am închis-o la mine, deci nu o să vă auzi nimic. Ce îmi spuneți voi? Okay. Eu nu știu dacă mă auziți, poate mă auziți. Am rămas eu pe stație cu ei ca să-i aud în caz de ceva. Vă rog să păstrați liniștea pe stație dacă se poate, v-am rugat frumos. Vă rog să circulați cu avariile și limita viteză de 50. Mama lui Tibi e posibil ca să ne urmărească și ea. Și că i-a dat link-ul. Cineva. Cristianus, dacă nu mă șer. Cine este următorul? Nu contează. Nu contează, ieșiți fiecare. Ieșiți pe rând. Pe rând. Așteptați pe rând. Bate cu etul, nu știu ce înseamnă așteptați pe rând, dar... Haideți că vă scot eu. Rambo? Trebuie să claxonați cât timp ieșiți. Nu acum, că mă striga, nu acum. Deci pe locul următor? O, ce ai zis? Hai, Florin. Pe care au lag să iasă acum? Nu, de fapt, nu, lasă, nu. Domnul Piaggio, haideți. Da. Nu vă opriți în spatele meu, circulați. Circulați, nu te prindă. Următoarea intersecție te oprești tu. La fiecare intersecție vă opriți cel care conduce primul în față. Adelin Nixrei, du-te. Cel care e primul în față, da? Opriți, da, blochează intersecția. Da, exact, blochează intersecția. Și va trece toate comunitățile și după aia vei veni ultimul. Exact. Circulat, vă rog frumos, cu avariile pornite. DJ Andy. Andy, să știi distanța de exer. Cătălin, dă-i tu după Andy, dă-i deja în drum. Nu se iese? Era deja în drum, Cătălin. Da. Ciprian 12. Vă rog să banați persoanele care vorbesc ca Iurea pe live, moderatorii mei. 14.
Stai ca nu pot. Hai mai tare băieți, mai tare, că se distanța prea mare, vă rog. Are rămas bun TV 14 și încrezător. Compin faptul că Robert 27 e... Trebuia să scheme, dar nu contează. Da? Robert e nu te-a văzut în parcă. Robert este lider de convoi, ca să... În momentul de față. Driver Andrei. Te pui în față, mă, dar nu mă pare încă fiți. Toți care sunteți în față, să vă puneți acolo. Dacă nu sunt acestea care sunt parcați. Da, da. Cheops. Cheops. Bogdan? Stai așa, stai, așteaptă. Cheops, ieși. Cheops, ieși, hai. Să-mi dă până ai Gabriel? Just cumva îți plăci. Hai. De drumul american. Doamne, de fapt, te vreau. Andrei, să faim o șoselă. Rugămintea mea e să vă... adunați ceva un pic mai tare să nu stați să trebuie distanțați ca să veniți și alte comunități din spate că Bobby. Va dura puțin până ne ieșiți tot din oraș. Angel, hai și tău. Mergeți pe prima bandă. Da, sigur că da, o să-l dau un telefon. Mă risc un pic de tot, dar trebuie să ajungem pe ceilalți, nu trebuie să mergem cu 50 de completăm. Trebuie să fim grupați totuși, că nu putem. Nu uitați să blocați interfeșul și... Da. Anunț, dacă... Audio.
Vreau ceva de băut, rog frumos. Da, pe asta de la mă vin după ce termin. Rog frumos. Da, mă, dă-te un pic o zonă în spate ca să faci loc să treacă în caz de ceva. Nici care, da. Nici care, colegi. Aveți un pic cu viteza, hai ca să îi ajungem pe cei din față. Cei din față acolo sunt 50 dacă vedeți, dacă sunteți adunați. Domnul Piagiu l-a TV, pe aici pe a fost un membru okay. al comunității okay. de Eurotrack România Trans în care a fost a murit dintr-un accident de mașină și în semn de bun rămas facem un convoi cu memoria lui. Chiar spune de că n-am buton. E ok, că e ok să nu știu că nu-mi pare bine să știu. Și am invitat alte comunități care s-au alăturat, ne-au ajutat. Ne-au ajutat, adică să facem un ultim omagiu în memoria lui și le mulțumim tot sufletul pentru ajutor și sprijin moral. Suntem departe de ceilalți? Nu. Mulțumim. Nu. Dacă îi dați un pic mai tare, îi prindeți. Oricum, în față se merge, i-am comunicat lui Rambo cu 50. Da. Până vă simțiți. TB14 e un fost membru al comunității României Dulcea Trans, jucător de Eurotrack, în care am pierdut într-un caz un accident de mașină și facem un ultim omagiu în memoria lui. În memoria lui acest video și va fi depășește-l pe Boghi. Va fi dus depășește-l că oricum nu știu ce face. Pe ultimul drum. Zilele astea la Pitești. Da. Sunteți opriți aici sau mi se pare mie? Mergem în șut. Nici o problemă, lăsați a treia bandă liberă, în rest puteți să circulați și pe 1 și pe 2, bine? Că văd că și așa sunteți împrăștiați. Dacă se poate pe 1 ar fi perfect, dar... Să-l bate cum auzi? Boghi, bagă-te și tu pe prima bandă, că aveai loc să te bagi pe prima bandă. Cum opresc, băieții, cum opresc ăsta... chat-ul, să mai văd pe ce scrie numai pe chat. În joc. Ce ai întrebat, Sorine?
Cum apes chat-ul pe... Nu știu. Chiar nu știu. Gabriel are lag. Gabriel trage pe dreapta și rămâne în spate dacă ai lag, mane. Și că e F9, sorule. Ok, mulțumesc. Am și-o tenit accident în față. A provocat accident? Nicio problemă. Trageți pe dreapta cei implicați în accident și... A dat F7. A dat F7? Mulțumim frumos pentru ce facem, bucla, opri, mesajele lăsate pe live. Mister Rambo s-o oprește. După bucla, bucla ne oprim. Dar ce vreau? Mister Rambo s-a oprit ca să vede să oprească circulația. Ok. Gabi, hai, intră pe frumă. Deci, repet, cei care s-au oprit în intersecții și au blocat intersecțiile nu vor să-l mișca până nu voi trece eu ultimul. Că eu voi... Dacă vin alții de... Rambo, până nu ajunge să din... Faceți cum credeți voi, dacă vreți, lăsați playerul să treacă, dacă nu... scrieți-i frumos pe chat pe engleză dacă poate să înțeleagă, dacă nu lăsați să treacă, mă să nu facă trolling. În momentul de față n-am primit, n-am pățit pe nimeni să... Scrie pe chat, mană, scrie pe chat, ca să înțeleagă. Am luat... Ia, nu înțeleg, rămâne că noi facem convenit. Florian, blochează intersecția. Hai că o să rămân eu și o să-i scriu eu. Și nu l-a, am luat ban, kick. Ce? Cred că am luat ban. Tu? Cred. Offline. De ce? Că am scris pe chat, am... Cred că nu. Luminile, luminile poate. Nu, nu, mi-a scris... Am să mă uit, să intru, să încerc să intru. Ia vezi, uite-te, să vede acolo ban. Acum mă uit. Intru înapoi, că... Era... Dar suntem pe Europa 1 cel puțin și... Te lasă treacă mâna după ce urc acolo, că n-am... Nu era niciun player prin lângă mine, nu. N-am luat niciun ban. Am stat eu prea mult nemișcat și... mi-a dat... un kif... automat. Nu, dar aici nu trebuia să se oprească cineva. S-a oprit acolo. Da, poți să intri dacă chiar vrei, Gheorghina. Unde? Dacă e vreo intersecție sau ceva în care nu e nimeni, să se oprească. Aici mă opresc eu. Am luat-o. Radio s-a oprit la intersecție. Ok. Cine e primul în față, ăla trebuie să se oprească. Da, da, lasă-o să treacă, TV. Că ți-am și zis, după ce trece noi să-l lasă treacă, că nu... Ok, Alioșa, poți să treci. Eu nu știu dacă mă auzi pe TeamSpeak, că sigur mă auzi, dar nu ai microfon. Dacă ești ultimul, nu-mi dau seama. Mă, cred că sunt primul acum, auzi, mă opresc pe la următoarea intersecție. Ok. Da, da. Adelina, s-am oprit la intersecție. Păi le-a stăcut, nu ne luăm bani, nu? Că blocăm strâng așa. Asta e, ții un ban pentru o zi, două și gata. Aia e problema ta. Dar ține problema să-mi deranchezi, la ce se va, frate, nu să iei bani la aerotrack. Dar mi-au bani permanent după aia și tu am banuri luate pe cont. N-ai 6 banuri, ai 6 banuri. Mersi. Gabi, ai avarii mari? Ok, lasă-l să treacă. Rambo, dacă ai player, lasă-l, nu știu. O secundă, vă rog, cum o să faceți niște. Gabi, ai avarii mari? Gabi? Nu te auzi ce zici, dă F6 și du-te la următorul spital și ne prinzi din urmă. Spital? La garaj. Bun, cred că ai ieșit ultimii de la comunitatea respectivă.
Nu mai e niciun un player. La Artalan sau de la cine? Nu, nu, de la... La cealaltă... Da. Ok, mă pun în mișcare. Cu camera 0, repede. Cu camera 0, prin oraș, în oraș, mă uitam, nu știu. Da, eu am crezut la trecut, nu au zis nimeni, nimic. Eu sunt ultimul, domnul Piaggio. Aici n-a rămas nimeni la intersecția asta. Dar nu mai veni nimeni și eu am întrebat, mai e cineva în spatele? Mai suntem o grămadă Andy, de comunități. Rămâne în intersecția asta. Eu ar trebui să apar ultimul, domnul Piaggio. Sau toți care m-au văzut pe mine, trebuie să știți, înseamnă că eu sunt ultimul player care... Mergeți în continuare, că rămâne la intersecția asta, bine? Andy, ai grijă la următoarea intersecție, frate, să te prești tu pe mine. Hai să-l bati cu pune de mișcare. Sorin? Da? Se face oprire. Nu, că e scurtă cursa, aveți păi nevoie de ceva de un piagiu. Facem oprire ca să... Ba, da, 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 asta, da, scuze, scuze, dar asta... când ne oprim undeva toți, pe autostradă. Eu mai este 404, 455 de kilometri. Cine este primul? Cine este primul? Eu sunt, eu sunt. Bun. Andy trage ușor pe dreapta. Trag acum, intersecție, trag. Nu, nu te oprim în intersecție, nu oprești intersecție. Te oprești undeva pe loc înainte, și... Înainte de intersecție, dacă se poate. Da, și noi ne oprim toți. Da, da. Da. M-am pus în mișcare. Să-l bați cu... E al doilea pe mine. Deci după să-l... Nu trebuie să fi plecat de acolo. E cineva acolo. A, e cineva? Bun, bun. Ok, eu cu sălbaticu suntem ultimii. Ușor, băieți, ușor. Vedeți că în față s-a pus frână, să nu... Și ultimul să confirme când iasă. Vedeți că vine un convoi, un tir din spate, n-a vrut să oprească. A trecut pe lângă mine. Nu-i nimic. Hai că mă pun cumva ca să nu mai pot stracă dacă încolo. Ai grijă, sălbaticu, este oprit un membru de la cealaltă comunitate pe dreapta. Gabi HD, din câte am înțeles, am văzut. Bun. Robert, poți să te pui în mișcare după ce trec eu cu sălbaticul. Am înțeles. Și accelerez la fel ca și noi, ca să ajungem pe ceilalți. Mulțumesc. Deci știu că e limite, dar noi mergem cu maxim cât putem. Nu încep la... Dacă vreți să vorbim despre detaliile cât suntem în comunitate, în momentul de față o să vorbim după convoi. Acum nu putem vorbi aceste lucruri pe live. Cine a întrebat? Atenție, player din spate, Sorin. Da, știu, acel persoană a stat dintre secție oprit de sălbaticul și s-a pus în mișcare după ce am trecut toți. X-ray la noi? Nu știu, frățioare, nu știu ce se întâmplă, nu știu. Acum nu mai țin minte nici cine e la mine în comunitate și cine nu mai e. Eu îți mulțumim că ne-am adunat în număr foarte mare și reușim să facem
un lucru care nu l-am fi dorit niciunul. Xtrăci cu Adelin, am înțeles. Vreau să zic doar că e băieți în față parcat, să fii atent. Ok. Vreau tot. Scrieți pe chat să întreagă băieții ce am oprit ca să fac o filmare cap-coadă și după aia ne punem înapoi în mișcare. Îți dai seama acolo cât timp eram parcat, dar nu știu dacă... Oricum, nu, încă n-au ajuns aici. Păi mai trebuie să vină de azi. Încă nu-i văd pe... Eu mă apropii de ultima comunitate. Automat o să... Spate, atenție, opriți, ușor. Vă rog să aveți distanță între voi, totuși pentru a evita accidentele minore de la lag sau server ceva. O să am nevoie de tine, Billy, după aia să mă ajut să descarc videoclipul. Sau nu știu ce... Nu, stai, poți să te duci în continuare. Nu, nu. Ce m-ai înțeles? Da, sunt băieții parcați mai în față. Scuze-mă, ne vorbesc cu cineva aici. A, ce e oprirea? A, ce e aici? Cum? Ok, ai grijă să nu încurci. Oricum o să rămână salvat și live-ul de pe Facebook. Florin, Adrian, te rog eu să te pui în mișcare după ce trece Robert, din câte amintesc eu. Nu? Robert Brașov? Da, da. El da, e ultimul. Da, spatele lui Salbatica. Ok, mulțumesc. La fel și următorul care e la intersecția în momentul de față. Se pune în mișcare. Nu uitați, nu-i lăsa cine e. Se pune în mișcare după ce trece Florin Adrian. Mulțumesc. Ai ne-am adunat toți? Au început băieții să coboare. Atenție, tir în mișcare. Tir în mișcare. În depășire, adică un player. Are tag-ul cu verde. Aveți grijă pe banda numărul 2 circulă el. Ce este cu 26 de ani, Cristi? Nu înțeles ce acolo. Adică nu știu ce vorbesc de acolo pe live, nici nu și urmăresc chat-ul, vă zic sincer, total.
Da, se pare că s-au adunat, o să trebuiască să mă pun în depășire, dacă s-au adunat. S-au adunat pe lângă tine celelalte comunități? Eu am lecă 15 pe polular, mulțumesc pentru abonare. Am 15 pe tab, 13, scuze. Nu știu dacă l-aveți mai pe domnul Cristi să-l anunțe să uite pe live dacă vrea de însul, că am înțeles că vă se vadă. Da. O să vin până față să filmez toată coloana. Da, toată coloana, tot, cap, coadă. Ok. Și după aceea ne vă punem în mișcare după ce ajung în capul de tot. Nu sunt nici când treci de mine, mână. A, uite, uite și văd. Vezi că mai vine din spate, mai trebuie să vină Robert, da. Sălbaticu, Cristi, Flin Adrian, scuze, și nu mai știu cine era acolo. Aștept în spatele lui Sorin. Aștept în spatele lui Sorin. Tu trebuie să fii ultimul, Billy, când ieși de acolo, când pleci. Nu, stai, parchezi. Ce, Sorine? Tu trebuie să fii ultimul, acolo. Da, o să fiu ultimul. Deci... Sniper, cred că e ultima. Am 18 pe tab. S-a rupit? Dar am mai lovit în spate cine a fost când s-a zis Tom. Atenție, cu i-a căzut internetul, băieții. Ok. Las banda de urgență, eu mă pun în deplasare. Să filmez. Trebuie, dacă nu mă înșel, să-i dai prin OBS ca să-ți înregistreze, să salveze înregistrarea. Dacă, nu, te explic eu. Pot să o descarc, pentru că te salveze la... Ok, Andy, poți să te pui în mișcare, mă duc să blochezi intersecția, circulați, vă rog. Scrieți pe ceasă, circul, înforniți.
O să tu ăsta nu trebuie să ai aici din față? Rămân eu, da, rămân eu, te duci mai departe, continui. Oh, okay. Rămân eu aici și voi începeți din nou să vă puneți în mișcare, mulțumesc. Rămân eu la următoare, da? Da. Claxonați, flăcăi. Are nu sunt răspuns în mișcare, claxonați. Deci cei de la Cetran care au rămas ultimii să rămân, să mă anunțe. Sau cine e ultimul să mă anunțe vreo. Sunt eu cu Florin 78 în spatele meu. Ok. Nu știu dacă e de la noi. Nu e de la noi pentru că depășește în momentul ăsta. Vreau de-al primul să ne depășească coloana. Băieții care sunt moderatori, dacă îi și să dați detalii la cuiva, vă rog să scrieți voi, că eu nu o să pot să vorbesc tot timpul. Ales Gheorghina, vine din spate. Ok, Gheorghina, dacă mă auzi și ești pe TeamSpeak, te rog să rămâi ultimul. Da. E cineva de la Rock Cargo aici. În cameră cu noi? Ai imediat, cu de 2 secunde, dau microfon acum. 4 secunde, da, imediat aș să rămân. A ieșit. A ieșit, a scris ceva și a ieșit. Da, a scris că organizează o ședință la 20-40. Bună, așteptăm până la 20-40 pe TS. Stai că intru eu repede acolo, bine? Ok. Sorin, care e ultimul, mă? Nu știu. La noi, îți spun eu, îți spun eu, ultima voi fi eu, dacă ar fi să mă pun în mișcare ultimul. Ok.
Aici nu dă pe nimeni. Următorul care e liber, care e primul. Ultimul a fost Adelin, X-Ray. Nu mai vine nimeni după el. Nu. E o distanță mare între el și ceilalți din spate, nu știu. Eu am pe tab 21 de player, n-are cum. Serios, dacă nu e o distanță mare, mare între X-Ray și voi acum care veniți, nu știu care vine după el. Păi vine în cealaltă comunitate. A, trebuie să stau aici până trece toți? Da, păi nu. A, ok. Așa am făcut și eu, am trecut toate comunitățile și după aia am venit în mișcare. La fel îi face prin rotație când venim. Să-l bate cu sacare, țineți pe live. Atenție, camion în mișcare fără remorcă. Da. Vă rog să treceți pe secunde. O să rămân eu ca să vorbim la ședință acolo, că au nevoie de cineva ca și reprezentant. E ok? Da. O, cei care au microfonul aprins, să mute pe stația 1, vă rog, și să dați voi informațiile mai departe la... dați informațiile mai departe la stație, ok? Eu o să mă mut, o să mă mut. Ok. Haideți că să mă duc acolo și vreau. Sărim Mr. Rambo și cu Stelea și ei. Ok. Îți fac și ei live. Ok. Hai șpion din păcate azi. Și o viață în față, dar... am pierdut încă o... Ești ultim... Andy m-a pus în mișcare. Biri n-a trecut, nu știu dacă a trecut Biri de mine. Și am plecat din parcarea aia. Am la ce intersecție și că nu-mi dau seama. Salut, Patski.
Florine, mă auzi? Da. Mă lași, te rog frumos să depășesc, să văd ce se întâmplă în față. Da, da. Pot să mă duc fără remorcă? Să decuplezi remorca? Să decuplezi remorca, că nu știu ce se întâmplă în față. În față la noi se întâmplă ceva. În fața coloanei, nu știu, se merge foarte încet. Păi am pe tab 15 persoane. 14. De... Suntem, nu știu, nu putem să fim apropiați, n-ai cum să-i vezi pe toți. Sunt eu în față și ok. Nu, sunt și celelalte comunități în spate și în linie și n-ai cum să... N-ai cum să-i ajungi. Mă refer în față, nu în spate. Da, am înțeles. Nu ai cum să-i ajungi pe toți. Știu că mergem foarte încet, nu știu cât merg eu între față, 40... Cu 50 au vorbit... Limita maximă e 50, știu. Cine e în spatele meu? Nu știu. Robert, tu ești în spatele meu? Da, tati, spune. Nu sunt puțin, nu vezi că am de acum să fie. Ești în spatele Cioba. Dar în spatele Cioba, că cum mi se pare că e altă comunită. Părăți Cioba? Da, da. Da, Andy, după ultimul. Păi eram eu și mai era cineva, nu știu cine era acolo în spatele meu. Ieșirea de pe Națională. Andy? Da? Cine a rămas primul? Primul? Nu știu, nu știu. Nu mai știu sigur cine a fost, dar nu știu, nu mai știu sigur. Oricum. Cred că de la noi era, oricum de la noi. Oricum de la noi ne-am ieșit toți prin rotație până la final. Iagio, mă auzi? Da. Cine e primul în față? Nu știu. Nu știe, pentru că și el e în rotație în spate. Sunt la mijloc până la față. N-are cum să afle. Bogdan, cred că e primul în convoi. Și apoi sunt eu. Cosmin. Primul este Bogdan. Primul este Bogdan, al doilea sunt eu. Robert, Cosmin e primul. Vin eu acum, Bogdan, te depășesc. Florine? Da? Mă lasă mă duc în față? Cătălin, după Andy și... Eu sunt acum Andy Cătălin, poți să pleci după mine. Poftim? Nu, nimic. Știi cumva cine a rămas lider ciprian în față? Nu știu. Eu sunt Cosmin. Cosmin, okay. Bun. Ciprian 12, dacă nu-mi amintesc, e neșoprit, nu? Da. Ok, ultimul e mișcare, care să iese, e Cătălin 1000, nu știu cât are, 1000, nu știu. El e ultimul, poți să te pui după aia mișcare, mulțumesc. Cătălin zici? Da. Cătălin, am zis bine, nu? Cred că da. Bine, nu are microfonii băgate. Poate să confirme Robert sau cine e. Bună, Sorine. Ce să confirm? Cine era? Cătălin era oprit, nu?
Da, da. Cătălin Ok. Și... S-a confirmat. Și în față lider este Cosmin. Așa mă auzi. Da. Cătăline? Da. Am zis care e în față, ce faci? Te-am întrebat să-l bate cu dacă poate să-i dea înainte, ca să blocheze intersecțiile. N-are remorcă, n-are tir. Are remorcă, are remorcă. Atenție, cobor în jos. Mă pun în deplasare. Mă pun în... Mă bag în... Adică trec și filmez. Îl lași? Păi, dacă e în coloană și e primul, da, dacă nu se stea cu minte. Păi nu e în culoană primul, e tot în spate. Nu. Primul trebuie să facă chestia asta, nu ultimul. Sau penultimul. Ce, să blocăm? Primul, intersecția. Nu pot să blochez din cauza că doar eu am traseu în Bogdan Nulare, care e cel al doilea cum ar veni. Adică strec altul în loc, strec altul în locul lui în față. De la noi care are traseu. Cine e al doilea după Bogdan? Colegii de dincolo. Se dea mai tare puțin din spate de acea altă comunitate de la domnul Cristi HD. Nu știu cum se scrie. Scrieți pe cea că merge puțin mai încet, mai distanța mai mare. Deci ca să fie acum, deci următorul este de la Rotra spate. Nu înțelege greșit. De convoi. Nu. Unul de la comunitatea Rotra HD. E merge mai încet și rămâne el. Am înțeles. El îmi reunea de puțin circulația, poate. Cătălin se retrage din convoi. Ok, nu e nicio problemă. Mulțumim și pentru atâta. Mulțumim, Cătălin. Trebuia să mai stai sălbatic, sau cine i-a fost aici intersecție? Cristi.
Nu, no, dar depășește cineva, dar nu știu la cine. Aveți grijă totuși să nu vă fac accident sau să vă troleze. Cei care urcați... Cheops, dacă mă auzi, spune la ceilalți care urcă din spate să dea puțin mai tare, că e distanță. Cine e unul din urmă, continuă, cine e? Cheops, ultimul. A întrebat Andrei ce să facă, că a rămas la intersecție și mai vine mâna. Cum? Care Andrei? Spine-o. Nu, n-are cum. Eu nu l-am văzut. A trecut Andrei, a trecut Andy pe lângă el în treabă-l, că nu știu. Mi-a scris pe Facebook, a zis că au venit. Sorine? Da. Sorin, lasă-mă, te rog, las remorca și las-o zulit în față. Te-am luat remorca? Te las remorca și mă duc în față să văd ce care e față. Sunt la mijloc, frate, și tot iață, n-am ce face. Ți-am spus care e problema. Problema e că cine rămâne acum în față la... Că noi toți suntem în față. N-ai cum să treci. Am încercat eu să mă duc în față să văd ce se întâmplă și la un moment dat am... întâmpinat problema în care trebuia să las persoanele să treacă, că era intersecție la dreapta. Nu, e un membru de la România din eu, uite, am spus eu. Dacă mergem în port. Da, în port, în port. Să creez eu cruce dacă mă aude. Nu știu dacă are microfon. Nu poate vorbi acum, a spus. Are microfon, dar da. Nu știu, la distanță foarte mare, nu mai am venit. Da? O să intru pe TSE-ul de la France ca să-i anunț că o să facem un cruce. Da, da, cred că s-a vorbit asta la... Da? Tot trebuie să știe, da, s-a vorbit. Okay. Okay. S-a vorbit când am... La intersecția asta. La
atenți în sens giratoriu, să facem stânga. Dreptul. Sorin, poți să pleci, că a plecat Cheo sau că a fost ultimul? Știu, știu, m-am pus în mișcare. Sorin, ce facem? DNF6 sau... Nu decupla remorcile. Nu decupla. Bă, boss. Portul. Am ajuns la fabrica aici, de unde mergem? Nu, mergem la port, nu mergem la... Nu știți unde e portul? Unde e și portul. Da, l-am văzut. Da. Da, trăiești tu în față ce vrea. Mi se blochează când schimb radarul să-l fac mai mare. O să vin după tine. Ok. Andrei, dacă mă auzi, hai, pune-te în mișcare, sunt ultimul. Da, Andrei. O să-mi zgilatul, îl facem stângă. Robert, după zona șoselor te pui în mișcare, te rog. Am înțeles. Vedeți că vine din spate unul, Dragoș, de la altă comunitate, ca să știți. E în fața mea. Ok. Depășește coloana? E în fața mea. Ok. Eu sunt ultimul. Acum nu știu dacă depășește, momentan din coloană. Ne opri la intrare în port sau intrăm direct? Încercăm să creăm direct o cruce, direct. Cruci în dreapta, în capul de tot la gard și... A, unde am făcut brăduță de Crăciun, nu? Da, numai că nu te pui pe linia cu stâlpul ca să încurcăm stâlpul ăla, să nu creeze stâlpul. Și puneți-vă doi câte doi în linie, doi și ca un fel de stâlp, creezi și înțelegi. Auzi, Sorin, am întrebat un prieten bun de-al tibii dacă sigur te duci mâine sau ceva de gen. Am văzut pe live, am citit, am și vorbit, eu știu cine, Andrei... Am vorbit deja. Am vorbit pe... Încercați să veniți în spatele meu o linie, să facem o linie. Cine este ultimul să se pună în mișcare după Florin Adrian după aia? Că nu înțeleg. Florin Adrian... Nu a fost ultimul și am plecat pe vântă... Încercăm să facem o linie. Linia dreaptă, după care și restul, în formă de cruce.
Cu două cure murcă, vă rog, să nu, nu vă grăbiți. Cu murcă, să ne scoateți remorcile. Și nu vă grăbiți să vă parcați. Așteptați să parcheze doi... Da, Sorine, da, este vorba, scuze-mă, că am văzut și la cealaltă comunitate să nu își dea F7 la remorcile. Știe, în afară de cealaltă comunitate care ne-a depășit acum, nu știu cum, nu le-am spus. Scrieți pe chat, scrieți pe, vă rog, scrieți pe chat, să înțeleagă. Scrieți pe chat, vă rog, că eu nu pot să scriu, că am luat chat-ul deoarece... Opa! Am văzut că... Mulțumesc din suflet, Robert. Și colegilor de la Polar Trans. M-a scris pe live un băiat. Cipri, 12, vezi că mă bag în tine și ai grijă. Bine. Mulțumesc. Ce face? Nu merg după GPS? Nu, mergem în port. Coborâm în orașul ăsta, dar mergem în port. Adică drept înainte, cum ar veni. E mai simplu. Da, da, ok. Nu acum, te rog, nu acum, o să discutăm și de astea. Robert, unde e teza, cum avem numele? De moderator. Mulțumim din suflet. Sorindu-te în față. Nu pot să trec, e limita de viteză în oraș și e maxim care o am. Da. Mulțumim la fel.
Mulțumim din suflet. Vă rog, după ce intrat în cale, nu vă băgați la în locurile de parcare. Robert 27 este ultimul. Ok. O să ne dau un PDF săptămâna asta. Mă dăm după. Ok. Cipre americanul lasă spațiu să iese playerii să intre dacă vor, nu bloca. Ajunge. Până aici. Mulțumesc. Să vedem că o să fie interesant până cei de la Road Transfer. Nu s-au luat și pe ei, nu au fost ca să vă rezi pe ei. Da, Era vreun ca spune. Asta e de lucru. Mai creați încă o linie. Cine mai... Bă, l-am scris acum. Trebuia s-i puțin mai... partea stângă. Puțin mai în jos trebuia Ramis. Încă o linie. Un pic mai în jos cu două nivele. Dar oricum o să mai vină un drum gem, știi? Da, o să vină de desug, am înțeles. Da. Haideți să facem. Uite Ciprian până în capăt, Ciprian americanul, te pun în capăt de tot. Oricum, dacă nu lungim tare, o să mai facem o rând. Îngroșăm, spune. Îngroșăm foarte tare. Da. Și mai bine îngroșăm și... Da. Nu, dar în sensul ce de atunci sunt player blocați, mă, nu poate să treacă. Adelin, te rog să te pui mai drept puțin. Unde-i în sensul giratoriu? Apropiați-vă. La noi aici. În spate, mă. Cei care stau acolo, știi în sens. Unde se iasă? Poate să... Veniți pe banda numărul 2, adunați-vă pe banda numărul 2. Florin 78, dacă e poți să dai mai îndreaptă sau nu cred că de la noi, Florin. Credeți pe chat, apropiați, veniți pe banda numărul 2, nu mai stați în sens giratoriu. E de la Road HD Trans, să okay. Dai mai îndreaptă așa. Credeți, să stai pe o singură bandă și voi veniți pe banda numărul 2, adunați-vă pe banda numărul 2. Veniți mai mult, să fiți... Înțelegeți voi, ca să nu mai încurcăm acolo. Bine? Da. A spus Mr. Rambo că i-a trimis un mesaj, nu l-a trimis la altcineva. Da, pe asta am vrut să zic acum. Că am crezut că e și adăugat, că vorbisem cu el mai devreme, dar am închis că soția eu și nu am uitat după aia la nume. Am să îmbarchez ultimul, vreau să filmez tot de sus, dacă se poate. Nu mai uită ca să nu blochez. Băieții care au rămas în urmă, apropiați-vă pe banda numărul 2, veniți în față către port. Banda toți. Numărul 2? Ba, veniți pe banda numărul 2, nu mai blocați intersecțiile, nu mai stați în semafoare. Păi de asta că lăsasem giratoriul deschis, nu mai era blocat. Dacă intru pe 2, blochezi tot ce fac. Atunci lasă un colar liber și... da, rămâneți, lăsați liber intersecțiile. Am blocat iar giratoriul. Cumva da doua e liberă, ce e blocat. Să nu luați chic. Da, și atunci era liberă și tot nu puteau straca. De ce? Nu puteau, era e curva pe aia. Păi da, nu ar trebui să iei curba... Nu ar trebui să iei curba foarte... Sunt doi pe el care avansează acum. Faceți și acolo câte trei rândulețe.
În partea stângă și în partea dreaptă. Abia avansează, mă. Gabi, mergi mai în față. Faceți 4. 4 cu 4, 4, că nu, nu o să meargă. Da, păi acum, întâi să facem și pe margine, că văd că de-abia... Da, da. Gabi HD, dă-te puțin mai în față, te rog. Bă, nu-i de la noi, scrieți acolo, băieți, vă rog. Gabi nu-i de la noi, mă, de la Rotron sau de... Scrieți pe cea, vă rog. Cine, Gabi? HD. Da. Nu vreți să facem mai bine o cruce din toate, fără remorci, că e prea multe tiruri și... De acum, Sorin, nu știu... Oricum cineva a dat la remorca asta, să din greșeala. Da, dar mă refer că nu o să avem loc să băgăm toate tiruri câte suntem. Să creăm o... Facem din tir doar din cap tractor, eventual. Ce spuneți? Da, de ce nu? Hai să scriem pe chat, scrieți pe chat la... Suntem mulți. Boss și la astea, că te dăm F6 și ne-ați facem din... Că merge prea greu să stăm atâta mult și cealaltă comunități și player care vin și... Hai scrieți, vă rog, scrieți pe chat. Cei care... Stai să vă cântuc, că mai sunt, stai să mă... Scrie că suntem... Cosmin, scrie pe chat, ascultă ce spun eu, că dăm F6 la remorci, suntem mai mulți, nu vezi tu pe tab, nu vezi nici pe camera 0, că am uitat eu până în capul și nu-i vezi. Ok. Dați F6 la remorci și... Ne facem din... Doar din... Dar și așa se măsărim să vin cu tot cu remorcă. Eu vin fără, facem tot. Eu vin cu remorcă, de fapt. Eu am făcut remorcă, am remorcă, dar momentan am dat F6-le de ea. I-am dat. F6 dăm toți, nu mai... Că așa o să dureze mult să stăm să... Bă, nu m-am aer, bă, nu m-am presiune, mă. Am închis chat-ul deoarece să nu se vadă discuțiile și ce se scrie pe chat. Că am văzut unele chestii în care toate se vadă. Apropiați-vă, cei care v-ați parcat, apropiați-vă cu cap, tractor, cu tot. Mergeți până în gar și apropiați-vă. Mă dă o parte din convoi care sunt parcați au remorcă? Decuplează și ei remorcile toți. Încerca să decuplați toți. O să decupleze și... Mr. Rambo. Bogdan. De la Dacia Trans. Rec, Bogdan, F6 la remorcă. Ce-ți un Bogdan 2 să dea F6? Păi nu, asta am spus. M-am înțeles. Fără remorci, uite că iasă. Prea mulți, chiar că suntem foarte... Suntem 70 și ceva, cred. 68 am pe tab în momentul de față.
Coborâți, coborâți cei de acolo sus. Cine, nu știu cine e. Fiți pe ceasă, coboare. Ah, ok, domnul boss e organizat de frumos, am înțeles. Să nu... Cei creează stâlpii stânga și dreapta a crucei să se mai extindă, să nu fie așa de... Bă, mă rog, cred că să mă înțeleagă, bă, ce vreau să spun. Mai spre de genul. Nu știu să-ți spun concret. Mi se va anunț, la 5 ajung, dar mă duc în prima fază direct la preciorul nostru. Eu cred că n-a dat la de la noi F6 sau sta acolo. Cine nu a dat? Nu, e doar Bogdan. Cineva, Bogdan. Că Bogdan e de la noi. Baie, nu știu, da, nu știu ce la baie, nu știu. Nu ne aude, Bogdan, e pe TeamSpeak. Nu știu, cred că s-a dus la baie, a vorbit până acum. Dar n-avea microfon. Cred că s-a dus la baie sau ceva. Ba da, avea microfon, am vorbit cu el pe stație pe timpul convoiului. Am înțeles. Cred că s-a parcat și s-a dus la baie. Ar trebui să mai facem un rând aici în parte. Dar oricum o să vină crucea mai lungă, că deja noi suntem gen un plus. În formă de plus, nu de crucea. Cum adică de plus? Trebuie făcută mai lungă, religios. Nu mă refer, pe aia mă refer, că nu mai facem momentan un rând, să completăm așa, să facem, să o lungim. Da, am înțeles. Da. Scrieți-vă, rog, pe cea, să încercăm să iese puțin mai, să fie mai dreaptă, să nu fie așa de strâmbă. Dacă se poate, mulțumim. Adică nu mai zic nimic, lăsați așa cum e. F10. Ce F10? F11 sau F10? Ce este? Că n-am înțeles, Ramiș, ce, la ce te referi? Scrieți pe cea să coboare, că stă degeaba. Mi-a trebuit să scrieți pe cea să-mi luați. Scrieți la englezul să coboare ce face, că nu înțeleg. Scrieți pe cea.
Sorine. Da. Pe unde, voi unde sunteți? Că eu am și pe Polar Trans lângă mine. Da, ești bine. Nu suntem acolo, amestecați. O să ne amestecăm toți. Unde ești, domnul Piaggio? Undeva în partea dreaptă. Cum am coborât în jos. În dreapta, toți acolo suntem parcați, toți. Mă câteva amestecați, da? Acolo e full. Nu ai cum să vă dați seama. Acolo e parcați peste tot. Unde sunt loc, unde să creăm o cruce din toate camioanele. Deci încercați-o... La un moment dat am văzut că nu sunt la noi iară mulți aici. Păi sunt capăt de tot, în vârf, cum ar veni. Înțelegeți? De exemplu, eu sunt ultimul. Da, da. Nu contează, ne amestecăm acum. Asta zic, nu contează. Da, da, de asta, da, da. Vreau 3 pe dreapta la cruce și 3 pe stânga, vreau să fie. Că nu suntem... De ce nu s-a luat de pe să vorbesc? Unde? Nu știu, m-a scos cineva de pe de vorbi. Nu te-a scos nimeni nimic. Da, mă rog. Nu, ce s-a întâmplat, faptul că te-ai mutat din cameră și nu, automat... Nu, că mi s-a luat acum, gen înainte să te întreb. Nu știu, n-am umblat nimeni. N-am umblat nimeni, cel puțin eu cu camera 0 și... Mai de coborât, nu mai coborât. Bam, am înțeles. Mai sunt devenit în afară de colegii de la Rotrans HD? Nu știu, nu cred. Unde o să intrăm? N-am înțeles. Cum ne așezăm, cum prindem sau? Da, încercăm să creăm o cruce, dar ne preștiem, nu suntem amestecat acum în linie doar comunitatea noastră, doar comunitatea cealaltă. Cât se poate înțelege din ce vrem să creăm, e perfect. Dacă faci un pic, mai să fim tot timpul să fim echilibrate pe părțile laterale, stânga și dreapta, să nu iese. Pe partea stângă am loc de a pune două tiruri și pe dreapta încă două. Partea stângă? Hai că mă duc. Vreau să merg să completați. O să vină zis engleză dacă pot să vină 5 metri pe toți la noi. Sunt că are bani acum, nu se pot să... Are bani, o să-i scot banul după ce termină. Deci îl rog respectuos să aștepte dacă m-au... Nu știu dacă... Nu știu. Cam asta e. Bine? Da. Mai pune și pe portatul. Da. Nu știi bine așa. Încă o linie să creezi pe normală. Pe refel. Că nu am înțeles. La ce vă referiți? E super ok, zic eu. Ce știe? Mulțumim frumos. Repet, avem pe stânga un loc, pe dreapta două. Ocupațiile. Aia înseamnă brațele, centrul cruci. Mulțumesc. E un loc liber, și-a luat cineva tic, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă și-a luat. Lângă cruce, dacă nu cred. Din fix lângă brațe, în partea dreaptă, pe linia din partea dreaptă. Cred că și-a luat click cineva, dacă nu știu. Uite, vezi?
Da, și or fi luat kick. Încă unul în dreapta și restul ne punem pe mijloc. Da, mai creăm încă o... Bă, nu are nimic că sunt aici între transași de nu? Parcă nu, apăcea. Nu. Normal, am și zis. Nu. Bine. Am fi zis că nu contează de care cum vă parcați, să creăm ce ne-am dorit și atât de tot. Nu am înțeles. Mai sunt de venit sau? Nu mai sunt, cred că toți ăștia sunt. Mai sunt? Nu știu, în momentul am văzut că nu prea mai e nimeni. Pe margine gen. Toți sunt parcați. Dar să completăm, nu? Ați completat acolo, completat acolo? Păi e totul ocupat de câteva. Cine se plimbă acolo cu tirul printre tiruri? Nu știu. Morar. Scrieți pe cea că le mulțumim din tot sufletul. Mulțumesc tuturor comunităților de Rotra care ați fost alături și vă dorim o zi plăcută și o săptămână normală și ne vedem la următoarele convoaie invitate organizate de voi și au de la noi și mulțumim tot sufletul încă o dată și sperăm să nu mai întâmpinăm aceste probleme care s-au întâmplat și ne-au afectat pe noi, cât și pe voi, cred. Cam atât am de spus, nu pot să mai spun nimic, ca total bulbersat și n-am așteptat să se întâmple așa ceva. Vă mulțumesc, o seară plăcută tuturor!